Prietenă cu violetele încă din copilărie, Natalia Brâncoveanu a adunat peste 300 de soiuri timp de doar 2 ani. În acest fel, ne spune femeia, ea a reușit să continue tradiția familiei sale. Încet, încet am început câte un pui, câte un pui, câte o frunză să adun până am ajuns, iată, la o colecție de peste 300 de soiuri. Îmi plac de mic florile, întotdeauna am avut multe flori acasă, mama mea tot este pasionată de flori. Primele mele violete de colecție, de fapt, au început să apară în viața mea în jur de 19 ani, erau anii 2000. Mătușa mea tot era pasionată de violete și ea la acel moment colecționa și de fiecare dată când venea în ospiție mi-a ducea câte o violetă înflorită cadou. Îngrijirea violetelor nu este o muncă ușoară. Lumina, felul în care sunt udate, solul și chiar mărimea ghiveciului sunt detalii importante în creșterea florilor colorate. Dacă plantăm așa frunzuliți, până să obținem iată așa o plantă care înflorește, durează în jur de un an. Pentru ele eu folosesc sol foarte ușor, în amestec cu turbă sau chiar turbă în mare parte aici, care este în amestec cu perlit. Ceea ce perlitul conferă să fie solul foarte ușor și acumulează excesul în plus de apă, care să nu permită să putrezească rădăcinuțele pentru că sunt foarte, foarte fine. Iată am așa o pompă micuță, unde pot suplini, iată așa, apă și violeta singură bea apă ori de câte ori are nevoie. Și la fitil poate fi, dar poate fi, iată așa, și deasupra, atunci rădăcinile se dezvoltă uniform. Iată aceste micuțe, de exemplu, care nu sunt la fitil, sunt plantele tinere, pot să le ud la 2-3 zile. Pentru în cameră, la mine undeva, sunt 24 de grade de căldură. După cum ne spune și Natalia, violetele cer multă atenție, așa că în ajutor îi vin cei doi copii ai săi, Maria și Nicolae. Da, e ajut pe mama. Cu ce o ajut pe mami? Cu floricele. Ce faci tu la floricele? Ud. Sudăm florile, facem curățenie, o ajutăm cu multe lucruri. Mie îmi place floricica aceasta, aceasta și aceasta. În acest an, colecționarul și-a împodobit chiar și bradul cu violete. Sunt nemaipomenite, sunt foarte interesante, anume în modul cum cresc, în modul cum se dezvoltă, cum evoluează, cum fac schimbări, cum o plantă, de exemplu, își schimbă culoarea de la soiul de bază și sportează în altă culoare. Unele sunt care fac 3-4 rozete cu culori diferite, adică e o lume unicală care întotdeauna, în permanență, se dezvoltă. Florile te relaxează și te încurajează să fii fericit, susține Natalia. Din acest motiv, ea vrea să-și facă o seră doar cu violete, o adevărată sursă de terapie pentru vizitatori. Daniela Danilov, Nicolae Vasiliev, Accent TV.